Salutare hutinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Pentru că astăzi o să îmi cheltui toți Robuxii, stai ce, toți Robuxii mei se vor duce pe Brookhaven. Oh nu frate, o să rămân iarăși cu 0 Robux. Așadar, like-ul la blană și să rămâneți până la finalul episodului. Ca să ajung la locul unde o să-mi cheltui toți robuxii, trebuie să mă duc pe o scurtătură. Însă această scurtătură este 100% secretă, așadar trebuie să o vedeți. O să-mi iau bicicleta, o să-mi pun viteza 45 și trebuie să mă duc la spital. Noroc că bicicleta mea este super, super rapidă. Uop, deja am ajuns. Mamă, cât de rapid am fost. Și aici există o cameră secretă. Presupun că o știți și voi. Dacă nu o știți, trebuie să faceți asta și zbeng, ajungeți în camera secretă. Și acum, probabil vă întrebați, hudinașule, dar ce cauți aici? Aici, desigur, mai există încă un buton secret pe care poți apăsa dacă știi unde se află. Acesta este chiar sub masă. Îl vedeți aici cu albastru? Zbengă! Și am ajuns acum într-o altă cameră secretă. Mama mia, băi, prea multe secrete în Brookhaven. Ia să aprind și eu puțin lumina. Ok, ce poză mare cu agenția aici. Ia uitați sigla agenției, frate. Holy moly. Și mi se pare super interesant că aici poți să zbori, poți să plutești, zici că ești în spațiu, bro. Mi se pare super, super nice. Și acum trebuie să ajungem undeva aici, pentru că aici mai există încă un buton secret sub acest scaun sau e masă. Deci avem aici butonul secret care o să ne ducă chiar la plajă, frate, pentru că aici o să îmi cheltui toți robuxii. Oh nu, se duc toți robuxii mei. Dacă nu știați, ca să puteți să vă cumpărați o casă aici în acest loc, aveți nevoie de un anumit pes. Deci eu dacă mă duc și dau acum să-mi iau casa aici, o să îmi apară să cumpăr pesul. Și din păcate, dacă o să cumpăr acest pes, o să rămân cu 0 Robux. Puteți să vedeți aici jos, deci am exact 500 de Robux și atâta costă acest pes. Oh nu! Deci s-au dus toți Robux și mei, frate. Ia uite aici. Am deblocat acest pes. Hai să apăs pe OK și gata, frate. Acum ar trebui să pot să îmi iau în sfârșit casa aici pe plajă. Băi, de mult voiam să se întâmple asta, însă acum a venit momentul. Cred că o să-mi iau casa aceasta. Wow, arată super, super nice. Boy, cât de șmecheră e casa la plajă. Acum pot să mă duc să stau aici liniștit pe șezlong, pentru că sunt exact lângă casa mea. Hai să-mi iau lanterna și să cercetez puțin locul, pentru că am auzit că se întâmplă lucruri foarte ciudate în această peșteră. Dacă nu știați de peștera din Brookhaven, e chiar aici, frate. E creepy această peșteră. Hai să mergem să vedem dacă găsim ceva aici. Nu pare să fie nimic. Însă am auzit că se pot întâmpla chestii foarte, foarte dubioase. Am auzit chiar că aici apare câteodată un cristal. Oare domnul Brookhaven vine și îl pune? Să-mi scrieți acolo în comentarii dacă voi ați văzut cristalul de aici, pentru că aparent în această clipă nu este aici. Însă
uneori apare și vreau să știu de ce și vreau să știu când apare acolo, pentru că aș vrea să mă duc să îl găsesc și eu. Dacă nu știți despre ce cristal vorbesc, este vorba despre cristalul care are puteri nebănuite, puteri foarte, foarte uriașe, și dacă acest cristal ajunge în mâna agenției, s-a zis cu Brookhaven-ul, o să fie distrus. Stai puțin, este o casă în flăcări acolo, trebuie să mă duc să salvez acea casă, frate. Mă duc repede la secția aici de pompieri, o să-mi iau un stingător, stai așa. Trebuie să mă grăbesc. Bun, hai să-mi iau un stingător. Nu este nicio mașină. Stai să-mi iau și un costum repede de pompier. Costumul de pompier unde este? Ok, și o să fug repede să sting incendiul. Mama mia, nu pot să cred. Stai să-mi iau și bicicleta. Încă mai arde casa? Da, încă arde. Băi, trebuie să salvăm această casă. Ia să intru repede. Oh, nu, este închis. Am nevoie de pătuți ca să intru înăuntru. Serios? Trebuie să mă grăbesc. Gata, am reușit. Și hai să încerc să sting focul. Mamă, cred că o să fie super recunoscătoare această persoană. Și-a scos casa efectiv. M-am chinuit degeaba. Băi, nu pot să cred. Am vrut să salvez casa și efectiv și-a scos-o. Sau a ars cu totul. Poate a ars, frate, și de asta nu mai apare casa. Cine știe. Deci, udinașilor, haideți să ne întoarcem acasă, pentru că acum avem casa de pe plajă, care este foarte, foarte șmecheră. Să-mi scrieți și voi acolo în comentarii cum vi se pare această casă. Însă mie mi se pare foarte, foarte frumoasă. Mamă, și am și DIY plasma aici. Ia uite-te, frate. Ok, pot să stau să mă uit la delfini? Cred că e timpul să-mi scot costumul de pompier și singura mea problemă ar fi următoarea. Dacă nu știați, există o cameră video care bate exact către această casă. Hai să mergem până acolo să vedem camera video. Și asta înseamnă că agenția poate să mă spioneze. Uitați aici camera video. Ok. Și mama mea, acum agenția mă poate vedea dacă se întoarce în baza secretă a hackerilor. Hai să mă duc până acolo să văd cât o să îmi poată vedea agenția din casă. Ca să ajung acolo trebuie să mă duc desigur la poștă aici, și în spatele poștei există această ușă care se deschide doar dacă te apropii de ea. După care trag de lampă și o nouă trapă secretă se deschide, iar când ajung aici în baza secretă a hackerilor, pot să mă pun pe scaun și să văd pe camerele poliției. Și dacă mă uit aici pe camere, o să ajung chiar la casa mea. Mamă, cât de bine se vede! Deci aparent hackerii din Brookhaven pot să vadă tot ce fac eu acasă. Stai ce? Holy moly, nu se poate întâmpla asta, frate. De ce să vadă ei tot? Oh, nu. Deci trebuie să am grijă ce fac acasă, pentru că or să știe tot. Și vreau să vă mai arăt și faptul că agenția lucrează cu hackerii. Dacă nu știați, asta este foarte, foarte important. Uitați-vă la ecranul acesta de aici de sus. Dacă o să mă întorc la casa mea și o să apăs pe camera de filmat, că nu pot să mai sar, gata, am reușit. Dacă o să mă întorc exact acolo la camera de filmat, o să vedeți că ceva o să se schimbe. Îmi iau repede bicicleta și mă duc să apăs pe cameră, pentru că atunci se face clicul, atunci se întâmplă ceva. Mergem repede la cameră care este chiar aici. Am apăsat pe ea și acum o să mă întorc la baza criminală a hackerilor, pentru că vreau să vă arăt neapărat, pentru cei care nu știați, să vedeți faptul că hackerii lucrează cu agenția. Mă întorc repede să trag de această lampă, să se deschidă trapa și zbeng. Când am ajuns aici,
ecranul este altul. Este chiar logo-ul agenției aici, ceea ce înseamnă că hackerii lucrează cu agenția. Vreau să intrăm pe un nou minigame de Roblox, care este desigur tot un minigame de roleplay. Cam așa arată când intri. Mamă, e un oraș destul de mare. Ok. Aici pare a fi o cofetărie ceva. Ia să vedem, da bă. E o cofetărie sau ceva de genul ăsta, nu? Patiserie, pardon. E o patiserie, așa. După care avem aici o cafenea gigantică. E o cafenea foarte, foarte mare. Ia și poți să-ți iei de aici chestii dacă vrei. Take. Am luat o prăjiturică. Nice. Uite și motociclete, nebunii. Dar stai așa să vedem care-i treaba cu casa cea nouă. Dacă mergem aici la case, avem casele normale, mansion-uri, apartamente și hotel. Hai să mergem la case și să vedem care este casa cea nouă. Asta e cea mai populară casă, aparent. Ia uite și casă de groază gen. Dacă vrei, dar care o fi casa nouă? Ia uite, ai și VIP. Ok, bro. Bă, nu știu efectiv care e casa cea nouă. Teoretic ar trebui să fie casa asta, nu? Pentru că ne zicea că este o casă modernă. Și hai să vedem cum arată casa. Într-adevăr, este una modernă. Are două șezlonge aici. Ia să vedem, ne putem așeza frumos. Opa, ia uite-te, zici că m-am pus să fac poze, bro. Pe bune. Și uite, poți să schimbi. Ok. Deci, dacă vrei cu Robux, poți să schimbi scaunele, genia. Bă, ce-i cu ăsta? What? Mamă, ce tron dubios era. Deci aici poți să-ți faci casa cum vrei tu. Ceea ce mi se pare destul de interesant. După care când intri ai așa un dulap la intrare, aici este un living cu televizor, televizorul funcționează, aici e tot așa un dulap, de fapt e o vitrină gen, dar nu are geam. Așa, bun, după aceea avem aici zona de bucătărie cu zona unde mănânci cu familia. Cam așa arată bucătăria, avem și frigiderul, ia să-l deschidem. Oh, suculețu! Mamă, avem frigiderul plin de suculeți. Aici sunt cărți astea, ia, poți să citești dacă vrei, mamă, și scrie ceva acolo. Ok, după care mai avem aici niște dulapuri, așa, o baie destul de mare, mai are încă o ușă pe aia, opa, și aici avem dressing-ul și locul unde îți poți spăla hainele. Desigur, și aici avem telefonul. Dacă ne uităm în partea dreaptă, avem tot așa un mini telefon. Și pe telefonul ăsta poți să faci mai multe chestii, o să vedem imediat. Hai să gătăm cu căsuța întâi. Mai avem aici încă un dulap cu rafturi și nebunii. Aici tot așa dulap, dormitorul cu birou și PC-ul. Nice, după care aici presupun că e o baie. Da, avem și o baie aici. Și mai avem încă două camere. Opa, ia uite aici ce dormitor cu dita mai plasma, bro. Mamă. Și aici o zonă de relax, un PC cu gen cu un birou. Așa, și aici ce avem? Ia să vedem. Un dressing mare, rău, rău de tot. Și poți să ieși și pe balcon din dressing. Nice. Și presupun că mai avem și o baie, nu? Hai să vedem, da. Și o baie, desigur. După aceea, mai avem aici încă o cameră. Camera copiilor. Mamă, câte jucării sunt aici, bro. Nice. Nice, nice, nice. Și chestiile de pe aici pot să le schimbi, gen unele dintre ele. Ia uite, putem să-i schimbăm culoarea covorului dacă vrem. Să-l facem verde. Mamă, foarte, foarte șmecher. Deci chiar mi se pare tare. Și de exemplu ăsta putem să-l schimbăm, să punem un ceas dacă vrem. Da, bă, foarte șmecher că pot să schimb toate nebuniile astea. Uite, și aici putem să punem un iepuraj dacă vrem.
Ok, și jucăria putem să o schimbăm? Nu. Dar sunt foarte, foarte multe chestii pe care le pot schimba. Deschidem puțin ușa și aici și practic ajungem pe același balcon. Aș vrea să văd dacă există și o grădină aici. Stai așa, bă, cum am intrat în baie. Sărim pe aici. Și avem și grădină, desigur. Ia. Aici pare a fi un loc așa mai retras, gen ca un fel de terasă ceva. Un grătar. Avem fotolii, canapia. Bun, și aici în grădină avem desigur o trambulină. Opa! Și o lumină, dar avem și o scoică de asta să putem să stăm, pe care o putem și schimba. Bă, dar cum stau pe scoică? Și te poți și da pe scoică. Ok, super, super interesant. Mamă, tare, băi, și uite avionul, zboară avionul aici, mama mia. Băi, deci nu pot să cred, am văzut avionul, what? Hai să vedem acum ce mai putem găsi. Deci, dacă scoatem casa, de exemplu, deși stai că și aici sunt multe chestii, ne putem teleporta aici, putem să o schimbăm, putem să o închidem, să verificăm tot așa camerele de filmat, să tragem jaluzelele dacă vrem, poți să dai și party și poți să inviți tot serverul aici, ok? Muzică, garajul, poți să schimbi culoarea pereților aparent, am făcut casa verde acum. Poți să pui să fie mobilă pentru copii și lumina să fie aprinsă sau să o stingi direct. Ok, interesant. Bun, acum scoatem casa pentru că vreau să văd ce mai există aici. Deci, așa, stai să ne uităm, avem casele, mansionurile, care sunt toate cu Robux, și apartamentele. Aici e zona apartamentelor aparent. Cred, nu? Am dat la apartamente, bro? Da, mamă, zici că e hotel. Dar există și hotel aici. Aș vrea să urc. Aici sunt niște birouri. Vreau să văd unde sunt apartamentele. A, te duci așa cu liftul, nice. Și hai să mergem la etajul numărul 1. Merge oare? Ah, ok, nu merge la 1. Am ajuns la 3. Și hai să vedem așa un apartament. Apartamentul 304. Ia. Hai să luăm pe ăsta. Gata. E apartamentul meu acum. Deschidem ușa. Băi, mamă, ce bine arată apartamentul. E mai micuț, dar arată bine. Avem aici o mobilă de bucătărie frumoasă, bam, bam. După care avem aici zona de living cu televizorul. Aici avem cărțile. Aici avem un loc unde putem să citim cărțile. Biroul e aici. Și aici probabil că avem dormitorul. Da, dormitorul cu o zonă tot așa de relaxare. Și aici este dressing-ul. După care avem și o baie cu mașina de spălat și mașina de uscat rufele. Băi, chiar e tare apartamentul ăsta. Ce aș vrea eu să mai verific? Ia să-i dau remove. Mă dă afară, bun. Și desigur, mansionurile nu le putem verifica pentru că toate costă Robux. Hai să trecem acum la avatar, să vedem care-i treaba cu avatarul. Aici tot așa poți să pui ID sau poți să cauți. Ia dacă caut hudinașul, îmi dă. Na, nu, deci aici nu-ți dă toate bluzele, din păcate. Doar dacă pui ID-ul, deci trebuie să pui ID-ul cel mai probabil și atunci o să-ți dea bluza. Ia, cineva m-a invitat la petrecere. M-am dus la petrecere, bro. Opa, ia uite-te și tu unde dă petrecere, mamă. Îi dăm like. Dar nu putem să deschidem, e închis ușa. A, înțeles, ne-a chemat la petrecere și a închis ușa. Ok, super, super ciudat. Acum a deschis ușa. Deci aici avem toate chestiile, hainele, corpul, părul și nebunii din astea. Uite aici schimbi corpul dacă vrei. Poți să ai toate corpurile, accesorii, caracterul direct ți-l poți schimba, animațiile. Deci ai toate animațiile și aici dacă vrei să-ți faci un outfit. Pe lângă asta, ia să vedem, mai avem inventarul. Unde avem o grămadă de chestii, uite și telefonul, dacă vrei să le iei în mână, o grămadă de jucării, chestii foarte, foarte multe de Halloween văd,
încă nu a fost scos update-ul de Halloween. Mamă, super, super multe chestii, sandwich-uri, mâncare, mamă, aici sunt toate. După care, ia să vedem, mai avem mașini. Și aici avem mașini cu Robux și mașini gratis. Vreau o mașină interesantă. Asta e cu PES, cred, nu? Da, ai nevoie de PES ca să poți să iei mașina. O mașină gratis vreau, dar să fie și jumecherea. Uite, și barcă poți să ai. Ia, un ATV. Să vedem cum arată ATV-ul. Mamă, șmecher, bă, ATV-ul. Nu știu de ce conduc cu mâinile așa, dar e destul de tare ATV-ul. Are și lumină. Bă, da. Mi se pare destul de interesant. Mai au de lucrat la mașini, părerea mea, adică ar putea să introducă și mai multe mașinuțe interesante. Ia, hai să vedem cum e mașina asta roz. Opa, țopa, la mașina asta îți ții mâinile cum trebuie. Da, bă, tare. Tare. După care aici îți poți pune rolul, adică gen profesia pe care vrei să o ai, dacă vrei să fii, de exemplu, babysitter sau profesor sau doctor, polițist. Ia, dacă apăs pe polițist, gata, acum sunt polițist. Îmi scrie aici polis. Nice pentru roleplay, muzică și actions. Parcă erau și niște actions adăugate, niște actions, ia să vedem. Da, avem acum mai multe din astea, care sunt practic emoturile. Nu știu care erau înainte, dar sunt super, super multe emoturi aici din câte putem să observăm. Ia, direct dance nebun într-o mână. What? Ia să vedem și asta. Mamă, ia vezi ce bagă hudinașul. Ok, deci o grămadă de emoturi. Avem și harta aici, să putem să vedem orașul. Însă nu pot să vezi chiar tot și nu pot să moți gen. Dar aici sunt eu și în stânga văd că avem spitalul și așa mai departe. Și dacă vrei poți să și cauți. Ah, interesant. Dai aici la find, dai pe mall de exemplu și te duci la mall. Îți arată pe unde să mergi ca să ajungi la mall. Practic ai un GPS. Ia, hai să scoatem asta. Opa, stai așa să mă urc în mașină și să mă duc către mall. Deci trebuie să mă duc pe aici și trebuie să trec pe sub tunelul ăsta ca să ajung la mall. Vreau să văd cum arată mall-ul în jocul ăsta. Mamă, ce tunel mare. Și viteza văd că nu pot să o schimb, adică e viteză maximă. Ah, ok, poți aici să dai tu cu slide-ul cât de tare să mergi, dar asta are maximum 90. Deci nu merge să te duci cu mai mult de 90. Hai să aprindem și luminile să vedem mai bine. Și la lumină e ceva ciudat, adică zici că ai numai un far. Stai așa, aici cred că trebuia să fac stânga gen. Aba, nu. Sau, ba, cred că pe aici trebuie să mă duc. A, uite, ăsta e mall-ul. Gata, m-a adus la mall. Deci aici avem mall-ul. Hai să intrăm să vedem cum arată în interior. Mamă, bro, ce mall gigantic cu o mașină de asta jmecheră. Ia, uite aici ce mall nebun. Sunt o grămadă de magazinași aici. Ia, uite, un magazin plin cu dulciuri. Aici este un magazin cu bijuterii. Wow! Ce jmecher! Un salon. Sau ba nu, aici e magazin pentru din astea, bro, pentru cosmetice. Ok, interesant. Credeam că e salon de înfrumusețare. După care, desigur, aici avem baia. O baie de asta destul de măricică pentru toate persoanele gen, din ce văd acolo sus. Ăsta este un fast food. Practic este McDonald's-ul. Ăsta cred că este Subway-ul gen, la cum arată. Așa mi se pare. Și te mai poți duce și la etaj. Ia să mă duc pe scara asta. Uite, e și harta mall-ului. Nice. Oh, și scări rulante. Deci te duc scările automat. Avem aici cinema. Pare a fi un cinema destul de mare. Wow, ce cinema gigantic. Stai așa, apar și filmele aici.
Interesant. Dar nu e nimeni să vândă bilete, așadar mă strecur aici să vedem care-i treaba. Da, băi, uite, chiar a început un film, e un film așa de de dans ceva, nu știu. În fine, hai să mergem să vedem ce mai găsim pe aici pe sus, că sunt deja din ce în ce mai curios. Încă o baie, băieți și fete, bun. Ok, ce mai avem aici? Aici e un restaurant care arată interesant. E restaurant chinezesc. Și acolo e cinema, după care mai avem încă un etaj. Hai să vedem și etajul ăsta alalt. Ia să urcăm. Bun. Și aici avem o zonă unde poți să stai să mănânci, presupun, sau ceva de genul ăsta. Aici e o zonă de joacă pentru copii. Te învârte așa în ceașca aia. Avem trambulin aici. Da, uite, foarte multe din astea unde se pot juca copii. Leagăne și nebunigen. Ce mai avem aici, să vedem. Putem să luăm și mâncare de aici, oare? Nu, cred că asta este doar o zonă de joacă pentru copii. Și părinții pot să stea aici să îi supravegheze, sau poate scaunele astea sunt tot pentru copii, habar n-am. Aici poți să-ți iei o grămadă de pass-uri, ia uite, VIP pass, după aceea ai vehicle pass, pass-ul pentru apartamente aparent, ok, și resort pass. Asta presupun că e pentru, pentru hotel, ok, credeam că e pentru mansion-uri, dar aparent nu, pentru hotel trebuie să-ți iei un pass. Și aici poți tot așa să-ți iei o grămadă de camere de hotel și nebunii de genul ăsta. Băi, este un joc foarte complex, părerea mea, adică arată destul de bine. Mai trebuiesc așa câteva retușuri pe aici pe acolo, dar în mare este un joc super interesant, ai și telefonul. Dacă v-a plăcut episodul cu dinanșilor, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!